În acest an, de 1 iunie, copiii angajaților antibiotice, alături de cei din comunitățile înăvecinate, au participat la un eveniment organizat de compania Antibiotice în Parcul Prieteniei A+. Muzică, dans, concursuri, baloane modelate, picturi pe față, desene pe asfalt, alături de surprize dulci, au fost câteva din ingredientele unui eveniment reușit, în care peste 200 de copii s-au bucurat de natură și au învățat împreună să prețuiască prietenia. Prietenie, nasul prieteniei, mâinile pe șolduri și sărim, da, de piciorul în față și trage-l înapoi, față-spate, față-spate, dansează cu noi, facem dansul prietenie și ne învârtim, haideți să dansăm puțin. Am o căsuță mică, așa, 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 și frumos se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Foarte frumos, teatru gratis, colorat, copii, frumos. Îmi place. Ce-ți place cel mai mult? Îmi place să mă joc în parc și să desenez. Petrecerea de la Antibiotici este un loc magic. Teatrul este frumos, în parc este distractiv. Să desenez cu creta este tot distractiv. Copiii au călătorit în lumea poveștilor, urmărind piesa de teatru Păcală și prietenii lui, învățând de la eroii din basmele românești cum să-și facă prietenii noi. Dar tu de unde vii? Eu de unde vin? Da. Păi eu vin de la mine din sat. Bine, 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 dar ce sat e ăla? Păi cum adică și sat e ăla? E ăla care se cheamă așa cum l-a botezat popa când l-a făcut primarul. Nu, 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 dar eu nu te întreb așa. Vreau să văd dacă mai fost în satul tău. Așa că te întreb, a cui ești tu? Eu sunt al lui mama și al lui tata. Și cum nu putea să lipsească mișcarea în aer liber, un moment important în cadrul evenimentului a fost ștafeta prieteniei. La eveniment, clubul a organizat ștafeta prieteniei pentru copii. Este un eveniment sportiv prin care încercăm să inducem micuților ideea că sănătatea poate fi câștigată doar printr-un stil de viață sănătos, cu practicare de sport și cu o mare, mare atenție la ceea ce înseamnă mediul înconjurător și natură. La eveniment, pe lângă cei mici, s-au distrat și părinții, dar și cei care veneau la petrecere în urmă cu 4-5 ani. Vin de 1 iunie fiecare vară la aceste evenimente și acum, pentru că destinul m-a adus în ipostaza de studentă la medicină, am venit în calitate de voluntar în cadrul acestui eveniment și de aceea, pe lângă distracție, mă voi ocupa și de siguranța copiilor. Este un eveniment deosebit la care eu particip de vreo 3-4 ani, de când am și eu copilul, pe care deja l-am pierdut pe aici. Nu mai știu unde este. Este un eveniment extraordinar și ne bucurăm că suntem privilegiați că avem astfel de evenimente unde ne putem simți și noi adulții, nu doar copii, ne putem simți și noi copii în fiecare an împreună cu cei mici. Parcul Prieteniei A+, a fost amenajat și oferit comunității de companii antibiotice în anul 2020, fiind întins pe o suprafață de 25.000 de metri pătrați.